Nu știu dacă și voi, dar eu am momente când mă simt așa cumva deconectată de corpul fizic, sunt în lumea mea cu gândurile mele, dar am conștientizat faptul că și atunci există un pericol care ne pândește la tot pasul, și anume aerul poluat, care din nefericire scurtează durata de viață a oamenilor cu cel puțin 6 ani și produce mai multe decese decât produce fumatul, accidentele rutiere și virusul HIV, ceea ce este alarmant și probabil că mulți dintre noi nu conștientizăm de fapt unde locuim, ce se întâmplă în jurul nostru, cât de mult suntem expuși la acest fenomen și care este impactul lui asupra corpului nostru, motiv pentru care în această dimineață lucidăm câteva dintre mistere și probabil o să primim și câteva sfaturi pentru o viață mai sănătoasă de la Cornel Brotac, medic specialist recuperare, medicină fizică și balneologie. De asemenea, este și membru activ al Academiei Americane de Cercetare în Medicină Regenerativă. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru faptul că putem discuta un subiect atât de important, care, din punctul meu de vedere, stă la baza multor boli, multe dintre ele foarte grave. Vorbim de câteva boli care sunt specifice secolului 21, vorbim despre depresie când ne referim la partea psihologică, dar vorbim iată și de anumite afecțiuni care decurg din această problemă a poluării. Păi și depresia și anxietatea decurge oarecum din poluare, practic toxicitatea metalelor grele afectează în primul rând sistemul nervos, atât cel central cât și cel periferic. Deci, oarecum suntem legați de asta. Sunt vreo 88 de metale grele cunoscute, cu care ne întâlnim frecvent, însă 4 sau 5 sunt mai întâlnite zi de zi. La ce nume ar trebui să fim atenți? Care sunt momentele în care noi ne expunem foarte, foarte mult acestui gen de poluare care ne afectează pe termen lung? Păi, din păcate, suntem afectați mai tot timpul. Începând de la aerul pe care respirăm, apa pe care o consumăm, pentru că ne-am obișnuit să consumăm apă din peturi. Peturile stau la o temperatură, diferă temperatura și astfel plasticul respectiv degaje anumiți ioni care conțin, evident, metale grele, cum e arsenicul, în apă, și fluctuațiile astea de temperatură fac ca cantitatea de arsenic să crească și noi, în momentul în care consumăm apa respectivă, chiar dacă noi o ținem probabil în frigider sau o ținem la temperatura camerei, nu avem unde să știm de la producător cum a fost pe lanțul de circulație. De distribuție, da, până da. La urmă. A ajuns la noi în casă. Aici și e posibil să fim și ajutați pe termen lung, pentru că am înțeles că distribuitorii de băuturi carbogazoase cumva sunt nevoiți să schimbe ambalajele. Bănuiesc că și cei care ne aduc nouă apa la scară vor fi nevoiți să facă același demers. Dacă schimbăm și, de exemplu, de acum alegem apa îmbuteliată în sticle de sticlă, ne ajută pe termen lung? Doamne ajută, ne ajută pe termen lung, pentru că astfel am ingera o cantitate mai mică de arsenic. Și nu numai arsenic, ci și plumb. Plumbul găsim și în aer foarte mult din cauza poluării provocate de mașini. El se depune pe sol, pe plantele pe care le consumăm. Un alt punct de vedere destul de important este dat de către cei din domeniul plantelor medicinale, care au tras un semnal de alarmă și au spus că plantele sunt deja din ce în ce mai contaminante și ele cu metale grele. Și iată că acele cei care suntem obișnuiți cu ele, până și ele au început să conțină metale grele, și aici este îngrijorător. Mă întrebam la un moment dat de ce mama insistă de fiecare dată, în fiecare an, să usuce flori de tei pe ziar și să pună iarăși mentă la uscat. Se pare că e bine ceea ce face. Da, este bine, mai ales în zona de deal, de munte, unde poluarea este mai mică, unde nu se cultivă atât de mult. Industria, agricultura, de exemplu, nu este foarte dezvoltată și atunci, practic, există un paradox că cât creștem tehnologia, industria, cu atât și cantitatea de metale grele ca urmare a pesticidelor este în creștere, și astfel că
suntem afectați. Și în zona de deal, nefiind o agricultură, acolo fiind mai mult pășune, plantele care cresc în zona respectivă sunt mai ferite de această poluare. Cel mai mare poluare, din punctul meu de vedere, nu este din cauza mașinilor, ci este din cauza aviației. Ei produc cel mai multe noxe. Mă uit așa la noi că ne tot aglomerăm aici în București. Eu locuiesc în voluntar și de fiecare dată când mergeam la școală dimineața, sesizam că plecam mai îmbrăcată de acasă și când ajungeam la aviatorilor la metro, începeam să dau jos cel puțin geaca pentru că era o diferență de temperatură palpabilă. Adică o simțeam 2-3 grade, erau diferite la 10 km distanță. Mie mi se pare că ar trebui să ne ramificăm mai mult spre exterior, să începem să populăm mai mult partea mărginașă a Bucureștiului, să nu ne mai aglomerăm atât de mult. În afară de asta, care ar fi o strategie de durată pe care să o adoptăm împotriva poluării? Cu siguranță, dacă luăm în calcul că Bucureștiul are steagul roșu din punctul ăsta de vedere, poluarea este la cote alarmante, va trebui să căutăm să ne retragem către periferie și să încercăm să stăm cât mai puțin în București. Datorită poluării foarte, foarte mari, temperatura este în creștere, într-adevăr. Cum ne alimentăm corect din acest punct de vedere? Că, ok, locuim într-un oraș poluat, dar putem să facem câteva schimbări. Trebuie să avem o dietă echilibrată și aici le atrag atenția un pic și veganilor, pentru că ei susțin că mănâncă sănătos. Însă, în ultimul timp, legumele și fructele conțin foarte multe pesticide și, de urmare, metale grele. Și metale grele, cum e mercurul, arsenicul, plumbul, cadmiu, care sunt foarte, foarte nocive. Ne afectează creierul, ne afectează plămânii, ne afectează rinichii, ne afectează ficatul și producția de celule roșii în sânge, din păcate. Din punct de vedere al recuperării medicale, există anumite proceduri care ne pot ajuta să ne creștem starea de sănătate, să eliminăm anumite toxine din corp? Mișcarea este esențială pentru că crește oarecum sinteza proteinelor. Și odată cu sinteza proteinelor degradăm o parte din metalele grele care le avem surplus în organism. De fapt, asta este și prima barieră, să zic, de protecție a organismului. Însă, pe partea de medicină regenerativă avem mai multe avantaje. Acolo avem avantajul de a folosi, în primul rând, DDT-ul, care se pune sub formă de cocktail intravenos și, odată cu el, ne ajută să chelăm metalele grele și să scoatem din organism. Plumbul, spre exemplu, afectează foarte mult musculoscheletal, organismul. Mercurul afectează, în special, partea de producție a celulelor, a globulelor roșii. Afectează foarte mult fertilitatea, afectează articulațiile, chiar și articulațiile. Și de aici oscilațiile, în momentul în care avem o toxicitate crescută cu metale grele, începem să avem dureri de cap, începem să ne odihnim suficient, să avem greață, să nu mai avem poftă de mâncare, să fim apatici. Asta e un semnal de alarmă și atunci trebuie să încercăm să ne monitorizăm metalele grele din organism. Din punctul meu de vedere, trebuie făcute trei măsurători, fir de păr, urină și sânge. Nefiind suficient doar firul de păr sau urina și sângele, pentru că în organism sunt depuneri. Organismul, în momentul în care avem o cantitate crescută de metale grele, el încearcă să le așeze și, în special, plumbul se așează în sistemul musculoscheletal. Mi se pare foarte interesant că ai descris o parte din stările pe care le am eu dimineața. Nu mă odihnesc suficient de bine, mă doare puțin capul. Cu greața încă n-am o problemă reală, dar dacă ar fi să facem această analiză și în setul de analize pe care le efectuăm anual, să includem și găsirea acestor metale în organism și, de asemenea, să vedem care e și cantitatea lor, cui ne adresăm? Care este medicul care ne ajută să depistăm cantitatea? Toxicologul este cel care măsură să facă asta și noi, pe medicină regenerativă, facem lucrul ăsta și ajutăm organismul să regenereze.
Din păcate, EDTA-ul solubil îl găsim foarte, foarte greu, nu se comercializează în România și atunci trebuie să facem, să comandăm din Germania, din Italia, din America chiar, EDTA pentru a putea face aceste cocktailuri de chelare a organismului și a metalelor grele, de a curăța organismul de metalele grele. Pentru cei mai tineri, care ar fi mesajul tău? Pentru că noi ne uităm așa, mai suntem sănătoși, m-am trezit dimineața, funcționează bine totul. De obicei suntem obișnuiți cu bunicii să meargă la băi, la împachetări, să aibă grijă de corpul lor. Pe cei tineri îi sfătuiesc să petreacă cât mai mult timp în natură, să încerce să consume alimente echilibrat, atât vegetale cât și de natură animală. Dar să aibă grijă de unde își aleg alimentele respective, pentru că în ultimul timp cam toată industria, indiferent că vine din zona rurală sau puternic industrializată, marea majoritate au început să folosească foarte multe pesticide și pesticidele conțin o cantitate foarte mare de metale grele. Eu aveam o idee interesantă la un moment dat, vreau să mă strâng două, trei familii și să susținem o familie din mediul rural care să ne pregătească alimentele așa pe tot parcursul anului. Cum știu ei mai bine, cu grijă, fără pesticide, mă gândesc că ar fi o soluție, căci iată, spuneai că și în mediul rural, chiar dacă există această aplecare către munca pământului, de asemenea se folosesc și pesticide. Cred că este cea mai bună idee și asta ar trebui să o facem toți, să ne încurajăm. Avem bancă de semințe naturale românești. Chiar dacă ele nu cresc și nu aduc o producție atât de mare cum aduc cele de la mari exportatori de semințe, pentru că în momentul în care industria este foarte dezvoltată, sămânța respectivă ea nu poate fi folosită decât cu substanțele nutritive care a fost creată, pentru că este marea majoritate sunt modificate genetic și atunci ele, în primul rând, nu pot fi păstrate de la an la an, semințele, și replantate, pentru că nu mai crește. Și astfel să încercăm să ne îndreptăm un pic către ceea ce deținea odată România, și partea de legumicultură, cred că eram între primii trei din Europa. Înainte de 89, cred că acolo trebuie să ne orientăm un pic și, repet, chiar dacă nu vom avea o producție atât de mare, măcar avem garanția sănătății. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit în această dimineață, mult spor și să ne revedem cu bine, să mai dezbatem și alte subiecte pe care poate noi nu le conștientizăm așa în viața de zi cu zi. Mulțumesc pentru invitație. Și noi mulțumim. Vorbim mai departe despre Bluetooth și despre faptul că există câteva vulnerabilități ale conexiunilor Bluetooth. O să încercăm să aflăm mai multe informații de la Silviu Stahie, care este analist de securitate informatică și căruia îi spun pe această cale bună dimineața și bine ai revenit. Bună dimineața, bine te-am găsit. Ce-i cu aceste vulnerabilități? Ce se întâmplă cu ele? Care este contextul în care povestim în această dimineață? Păi să o luăm de la zero. Vulnerabilitățile sunt în general erori de codare care apar la nivel de software sau de hardware. Aceste vulnerabilități pot fi folosite în anumite condiții de atacatori pentru a prelua controlul unui dispozitiv, pentru a întrerupe funcționarea sau pentru pur și simplu a-l închide. Ce riscăm să ni se întâmple în cazul unor astfel de conexiuni vulnerabile? Depinde foarte mult de ce tip de vulnerabilități vorbim. Vulnerabilitățile despre care discutăm astăzi, descoperite în pachetul de software Bluetooth, care funcționează în spatele funcționalității de Bluetooth, au impact divers. Unele pot duce până la preluarea controlului unui dispozitiv, cum ar fi un laptop, un dispozitiv inteligent, cum ar fi un speaker sau un ceas. Altele pot doar să îl forțeze să-și dea un restart sau să nu mai pornească. Există și o veste mai proastă în direcția aceasta.
aceste ultime vulnerabilități sunt doar 16 dintr-un lung șir de alte vulnerabilități. Din nefericire, softul din spatele tehnologiei Bluetooth are suficiente, hai să spunem, nu sunt probleme de securitate, este un foarte complex care poate ascunde foarte multe probleme. În ultimul an, cred că au fost descoperite 10 de asemenea vulnerabilități. Din fericire, multe dintre ele au fost deja reparate de către producători. Dar, din cauza că Bluetooth este o tehnologie prezentă în aproape toate dispozitivele inteligente, este foarte greu de estimat câte dispozitive sunt vulnerabile și câte ar putea fi compromise sau câte pot fi reparate de către producători efectiv. Ca o paranteză, dacă avem dispozitive cu Bluetooth iar și nu folosim funcția de Bluetooth, nu este o idee rea să închidem acea funcție. Așa cum închidem conexiunea NFC la telefon atunci când nu facem plăți cu telefonul, la fel de bine putem să închidem și Bluetooth dacă nu îl folosim în mod activ. Ca și protecție, consumatorii nu au multe unelte la dispoziție. În primul rând, trebuie să își țină tot timpul dispozitivele la zi, să instaleze mereu ultimele update-uri pe care producătorii le oferă. Și apoi ar trebui să și știe să aibă un inventar al dispozitivelor personale care nu mai sunt suportate de producători. În general, producătorii de dispozitive de acest gen, fie că e vorba de laptopuri, ceasuri, telefoane, oferă doar o perioadă limitată de suport. La telefoane este în medie, de exemplu, de 3 ani, poate un pic mai mult. La fel la rutere sau ceasuri inteligente. Odată ce trece această perioadă de suport, producătorii nu mai repară vulnerabilitățile, chiar dacă ele sunt descoperite. Și atunci ar fi bine să știm când expiră perioada de suport pentru dispozitivele pe care le avem în posesie. Am înțeles că sunt afectați în acest context în jur de 1 miliard de utilizatori. Mi se pare o cifră fabuloasă pentru umanitate. Iată, 1 miliard din 8 cât suntem în total. Cum plănuiesc producătorii să remedieze aceste probleme? Există o strategie pe care au anunțat-o de acum sau mai așteptăm? Da, când cercetătorii descoperă aceste vulnerabilități, ei nu le fac direct publice. Informează producătorii dispozitivelor afectate și le oferă o perioadă, în acest caz de 90 de zile, în care să răspundă la aceste vulnerabilități, să anunțe când le repară, dacă le repară. În cazul vulnerabilităților actuale, o parte au reparat aceste probleme, dar, așa cum spuneam și mai devreme, sunt un număr de dispozitive care nu mai sunt suportate de către producători. Ei nu vor mai investi timp și resurse pentru a repara o vulnerabilitate pentru un dispozitiv vechi de, să zicem, 5-6 ani. Pentru că vulnerabilitățile sunt prezente în softul și în hardware-ul prezent în tehnologia Bluetooth, sunt niște chipuri speciale care sunt integrate în foarte, foarte multe dispozitive. Cifra aceea de 1 miliard, de fapt, este o estimare, pentru că sunt atât de multe dispozitive Bluetooth în piață, încât este imposibil să spui cu precizie câte dispozitive sunt afectate. De aceea spuneam că cea mai bună soluție pentru consumatori este să își țină dispozitivele la zi, să instaleze ultimele update-uri și să nu folosească Bluetooth atunci când nu este nevoie. Silviu, îți mulțumim pentru aceste informații. Ne revedem și data următoare când vom avea o problemă de lămurit sau chiar și să prevenim anumite probleme care pot apărea și pe care noi putem să le preîntâmpinăm. Mulțumim tare mult și săptămână rodnică îți doresc! Cu cea mai mare plăcere! Ne-am revăzut cu prietenii noștri Roxana și Costin de la Stems on the Passport și am avut parte de o discuție emoționantă despre experiența lor din Africa. Le-am spus că pe lângă fotografiile fabuloase pe care ni le-au pus la dispoziție în acea dimineață, așteptăm cu mare drag și interes și vlogul pe care l-au pregătit despre Kenya, așa că fără prea multă introducere vă anunț că acest vlog a venit și pe această cale o să vă anunț și că urmărim aceste imagini fantastice cu experiența celor de la Stems on the Passport în Africa, mai exact în Kenya.
Suntem Roxana și Costin, iar pentru următoarele minute te vom purta cu noi în Kenya. În episodul de astăzi îți arătăm imaculata plajă de la Oceanul Indian și cum este să stai la un resort la Diani Beach, mâncare, cazare și tot ce are mai bun plaja din Kenya. După o noapte grea, am ajuns în sfârșit în Kenya. Da, drumul a fost destul de obositor pentru că a fost un drum de noapte și nu am putut dormi foarte bine. Dar suntem ok, ne-am odihnit puțin astăzi. Suntem în Mombasa, prima săptămână. Săptămâna asta vom avea parte un pic de relaxare, dar și de două zile de safari interesante la niște lodgeri așa mai luxury. După care o să urmeze o săptămână extrem de interesantă cu niște aventuri. Va fi săptămâna noastră planificată de noi, de fapt de Roxana, în Amboseli și în Masai Mara. Și vom dormi la corturi, vom face foarte multe safariuri, va fi foarte mișto. Abia așteptăm. Ceva cu mango. Yep. Passion fruit. Și mango? Da. Mango, ananas, maracuia și ceva patiserie. Mi-am luat fructe. Doamne, ce bine arată. A trecut extrem de repede. Faptul că soarele aici apune în jur de ora 6 tot timpul anului nu ajută prea mult. Așa că ne-am retras în cameră de vreme, ceea ce ne-a dat timp să ne luptăm cu plasa de țânțari. Apărătoare de țânțari contra malariei. Oh, și asta cum se pune aici? Eu sunt păi nu, că trebuie să stea peste ăsta. Nu, trebuie să punem aici, așa. Da, vine până jos. Dacă o pune aici, merge până jos. Trebuie să fie peste pat. Ok. Ok, trebuie să fie peste pat, dar problema este că dacă o pui așa, tu cum dormi? Așa, adică? Da. Ah. Și îl pui de-o patul la loc. Ok. Ba, ce-o faci? Ba, ce soț deștept am. Neața, dragilor. Tocmai ne-am trezit, am vrut să vedem cum se vede răsăritul la Oceanul Indian. Deci cer asta mă urmărește din cameră, începând. Se vede fabulos. Doamne, nu vine să cred. Plouă cu soare. Incredibil. Plouă torențial cu soare. M-am ascuns aici sub o umbrelă. Am lăsat încă telefonul, este waterproof, da. Este incredibil. Da,
Doamne, a plouat torențial! Adică 10 minute, torențial. După 10 minute, bineînțeles, a plouat torențial cu soare. După 10 minute... Incredibil, este soare. Profit de ocazie să ies și să mă plimb pe plajă acum, cât nu sunt nici comercianți care te asaltează, efectiv. Din păcate, asta este partea nașpa a acestei excursii. Păi nu poți să ieși pe plajă. Deci nu poți să te duci să faci baie sau să stai pe plajă, pentru că efectiv non-stop vine cineva la tine să-ți vândă ceva. Sunt drăguți, sunt ok, îi înțeleg, dar nu ajunge să te agaseze și tu ajungi să nu, efectiv, să nu mai stai la plajă sau să nu te mai bucuri de lucrurile astea. Însă acum nu este nimeni pe plajă. Ce frumos e! Incredibil, iar eu vreau să mă bucur de lucrul ăsta. Arată foarte bine, îmi place restaurantul ăsta. Și se vezi, este din lemn, deci totul este lemn, soacră, s-a înfricit. Bine, cel mai mult îmi place faptul că acolo este plaja. Da. Uite și o pisică. Și-a venit prietena. Uite cine voia să intre în cameră. Mai mulți ca veselă. Păi, vrei să furi sau care-i treaba? Ce vrei să furi tu aici? Haide, nu te duci tu la suratele tale? Haide! Te duci tu la suratele tale? Să te joci în altă parte? O chestie foarte interesantă astăzi la masă a fost faptul că sunt mămuțe peste tot. Absolut peste tot. Nu prea poți să mănânci în liniște, pentru că vin maimuțe non-stop și îți fură din mâncare, fură de peste tot. A fost extrem de stresant, extrem de stresant. Iar acum ne explicăm de ce am văzut aseară că era efectiv un paznic sau o persoană care stătea în jurul restaurantului și în restaurant cu praștii. Asta făcea de fapt, acum ne-am dat și noi seama că se uita după maimuțe și arunca cu praștia după ele. Zile de safari în Parcul Național Tsavo, 3 zile fabuloase în care am avut impresia că trăim într-un vis. Cuvântul fabulos nu poate descrie exact locurile astea, însă o să-ți arătăm totul într-un clip separat. Pentru ca în clipul acesta să-ți arătăm toată experiența de la Diani Beach. Aici se încheie experiența noastră în safari. Au fost 3 zile extraordinare. Dar sunt primele 3 zile. Urmează să mai avem safari și în Masai Mara și în Amboseli. Deocamdată, pentru moment, urmează astăzi și mâine să ne relaxăm. Seara am avut norocul unui apus fabulos cu lună plină. Am ieșit să facem o plimbare pe plajă, pentru că este gol și am vrut să vedem răsăritul.
și ne uitam un pic prin complex și chiar discutam cât de frumoase sunt casele, cât de bine arată. Arată fix ca un paradis unde ai vrea să vii să te muți. Dar din păcate, deși pe afară arată totul bine, deși mâncarea este foarte bună, barurile sunt ok, piscinele, plaja, încă sunt niște probleme tipice africii, bineînțeles. De exemplu, uite, nu avem apă caldă. Ne-am mutat când am venit safari, am schimbat camerele. Înainte să plecăm nu aveam apă rece, acum nu avem apă caldă, curge doar rece. Și am sunat de două ori ieri și nu avea nimeni să ne ajute. La fel, când am venit nu aveam plasa de țânțar și trebuie să sunăm și să mergem la recepție ca să vină cineva să ne ajute. Plus, nu știu, alte mici probleme, nu merg câteva prize. Apa la toaletă, îmi spune Roxana, care într-adevăr nu se trage ca lumea și trebuie să apeși de nu știu câte ori pe buton ca să și meargă. Din păcate sunt lucruri, nu știu, basic, adică nu știu, este un resort de 4 stele și ar fi trebuit să avem cel puțin minimum de condiții. Și deși arată bine, încă sunt lucruri de făcut, încă trebuie investit destul de mult ca să ajungă la niște standarde. Și să fie super ok când vii să nu ai absolut nicio plângere, niciun reproș. Dar vacanța continuă, mai avem câteva zile aici și ne vom bucura de ele. În urma acestei plimbări, niciun animal nu a fost rănit, acestea fiind înapoiate în mare în siguranță. Mica noastră plimbare pe limba de nisip a fost extrem de productivă. Am văzut... Gata. Am văzut o groază de vietăți. Printre care am văzut pe vastele de mare un mascul și o femeie, ne-a explicat am avut un ghid, un băiat de aici care ne-a explicat diferențele, care ne-a ajutat să găsim tot felul de cascavete de mare, câțiva arici, între care o aricioaică, nu știu, gestantă, care trebuia să nască 25 de puiuți mici, era cea foarte mare, și să împartă foarte mulți aricei, multe scoici, crabi. A fost foarte mișto, foarte interesant. Ultima parte a zilei ne-am relaxat la umbra palmierilor, bucurându-ne de nucile de cocos proaspete. Experiența la plaja keniană este una exotică, iar dacă te obișnuiești cu stilul african, sigur va fi una memorabilă. Fascinantă experiența prietenilor noștri de la Stems on the Passport. E fascinant să vezi o plajă sălbatică, fără șezlonguri, fără coșuri de gunoi, fără gunoaie efectiv. Și dacă tot am făcut așa o mică introducere povestind despre felul în care ne afectează poluarea, hai să vorbim puțin și despre ce putem noi să schimbăm.
gesturi mărunte care să ne ajute să contribuim la protecția mediului și o să aflăm care sunt aceste gesturi și schimbări pe care le putem produce noi de la Roxana Puia. Ea este director de marketing în cadrul uneia dintre primele organizații colective de transfer de responsabilitate în domeniul echipamentelor electrice și electronice. Pe această cale îți spun bună dimineața și bine ai venit la noi. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre protecția mediului, dar oare cum este înțeles acest mesaj? Oare noi toți ne raportăm în același fel la a proteja mediul? Cred că e o problemă legată de responsabilitatea individuală, pentru că sunt studii care arată că din ce în ce mai mulți români, dacă este să ne referim la noi ca și popor, sunt preocupați de un stil de viață sănătos sau de aspecte legate de protecția mediului sau de un mediu mai puțin poluat. Însă cu toții așteptăm ca aceste măsuri să fie luate doar la nivel de instituții, doar la nivel de autorități, de guvern și așa mai departe, uitând că există și o latură foarte importantă care are legătură cu comportamentul nostru zilnic. Pentru că este foarte important să devenim conștienți că toată activitatea noastră, din momentul în care ne trezim dimineața și până când ne întoarcem înapoi seara acasă, are o amprentă asupra mediului. Absolut tot ceea ce facem, de la modul în care alegem să ne deplasăm, să ne facem cumpărăturile, să mergem la birou sau la școală, să plecăm în vacanță, că tot am văzut mai devreme, toate aceste lucruri au un impact asupra mediului. E important să devenim conștienți de povestea asta și să încercăm să fim întotdeauna mai atenți cu lucrurile pe care le putem face, să căutăm acele alternative mai puțin dăunătoare asupra mediului, pentru că există. M-a fascinat puțin această perspectivă și înainte să primim pubele separate pentru reciclare, începusem cu ai mei să punem separat deșeurile, începusem să folosesc mai puțin apă, atunci când mă spălam pe dinți nu mai lăsam apa să curgă. Mă uitam la un moment dat la domnișoare care mergeau la cumpărături cu borcane și cu pungi de rafie și încercau să pună în borcane în loc să folosească pungile din supermarket sau un punguțe de rafie din material textil, astfel încât să nu mai polueze atât de mult. Am încercat la un moment dat asta, doar că mi-am dat seama că e foarte time consuming pentru cei care se grăbesc și cu toții ne grăbim. Aici poate că nu e o schimbare fezabilă, dar ce am putea să facem propriu zis? Să nu e întotdeauna comod sau nu e întotdeauna la îndemână și pentru că ai făcut trimitere la colectarea selectivă a deșeurilor, la modul la care se prezintă infrastructura de colectare în România în momentul de față, da, nu e un gest pe care să-l putem face cu ușurință. Dar cred că ne putem educa în sensul ăsta. Cred că putem vedea că repetând un lucru s-ar putea să nu mai fie considerat ca o povară. E adevărat, nu întotdeauna a încercat să fim mai atent cu mediul înseamnă o variantă mai ieftină, mai confortabilă, dar beneficiile pe termen lung le vor depăși pe cele fast. Sunt variante, pentru că inevitabil nu tot se potrivește tuturor, nici când e vorba de protecția mediului. Da, poate nu ești confortabil să mergi cu borcanelul după tine la cumpărături să cumperi produse vrac. Dar poți alege atunci când cumperi să alegi produse care sunt ambalate în mai puține straturi de folie, de plastic, de carton. Poți alege să cumperi produse în cantitate mai mare sau ambalaje mai mari pe care le vei folosi mai mult timp, reducând astfel cantitatea de deșeuri pe care o generezi. Poți găsi și tu sau fiecare dintre noi o punguță de bumbac sau refolosibilă drăguță chiar, pentru că lucrurile care sunt prietenoase cu mine nu sunt neapărat că sunt mai urâte sau mai anoste. Există variante drăguțe și în sensul ăsta. Și îți spuneam mai devreme că în fiecare dintre componente, că ne alegem o locuință, că decorăm o locuință, că alegem cosmetice sau produse de înfrumusețare, când gătim sau mergem la cumpărături sau la cumpărături de haine, de casă de, și așa mai departe, peste tot există și variante prin care putem ține cont. Adică să nu alegem, de exemplu, o locuință foarte mare dacă familia noastră are 2 sau 3 membri. Să ne uităm la zona în care este amplasată astfel încât să avem toate facilitățile la o distanță de mers pe jos ca să reducem necesitatea de a merge cu mașina sau cu un alt mijloc de transport în comun. La alege să decorăm o locuință cu un mobilier care nu se demodează atât de repede și care poate fi modular și pe care îl putem așeza altfel atunci când simțim nevoia să mai redecorăm sau să ne plictisim. La nu merge la cumpărături, de exemplu, înfometați, ca să nu cădem în pradă tentațiilor. La a merge cu o listuță pregătită ca să nu cumpărăm mai mult decât este nevoie. Atenție la campaniile promoționale, la Black Friday, la tot felul de oferte menite să ne atragă și e bine să ne întrebăm dacă chiar avem nevoie de lucrurile acelea, dacă
nu știu, ne gândim la ele 2-3 zile, o săptămână, înseamnă că poate da, este o nevoie acolo sau nu neapărat nevoie, e o plăcere pe care o putem face din când în când. Dar a cădea pradă ispitelor la tot pasul înseamnă această încurajare a unui consumerism exacerbat și cred că ar trebui în primul rând cu asta să plecăm atenție la cât consumăm, pentru că fiecare produs pe care îl cumpărăm, că costă mult sau puțin în spate, are un proces consumator de resurse și la final se transformă într-un deșeu. E o dublă problemă pe care ar trebui să o gestionăm. Noi ne uităm poate la un telefon, dar nu ne dăm seama poate de cantitatea de apă, de energie folosită pentru un mic device pe care noi îl punem de obicei în buzunar, dar de fapt sunt zeci de litri de apă folosiți pentru producția unui singur telefon. Exact, foarte multe resurse de litri de apă folosiți, de reziduri care rezultă de materii prime care sunt extrase pentru folosirea acestuia. Când vine vorba de electronice și aici e o problemă legată de durata de viață, de dorința de a le schimba, chiar dacă ele mai sunt încă funcționale, și de problema pe care o avem atunci când nu le mai folosim, fie pentru că sunt defecte, fie pentru că pur și simplu sunt obsolete. Și avem această practică de a ține lucrurile chiar dacă ele nu ne mai folosesc. Și un alt lucru pe care îl putem face când vine vorba de protecția mediului este să donăm, să vindem sau să reciclăm ceea ce nu ne mai folosește, fie că este vorba de haine sau de electronice. Poveneai mai devreme despre Black Friday și poate că sunt motive de ordin estetic care ne determină să cumpărăm sau poate chiar s-a stricat prăjitorul de pâine și musai trebuie să prăjim pâine dimineața pentru copiii care, iată, azi încep școala. Ce facem cu prăjitorul vechi? Care sunt variantele pentru el dacă el nu mai poate fi reparat? El trebuie să ajungă la fel ca toate tipurile de electronice în centrele de reciclare pentru electrocasnicele de mici dimensiuni, cum este prăjitorul, telefonul, tableta. Orice putem căra și nu are o latură mai mare de 30 cm, ele pot fi predate în magazinele care au organizate puncte de colectare. Și aici mă refer, începând cu lanțurile de retail, cu magazinele care comercializează specializate în distribuția de astfel de produse, cu hipermarketuri, există puncte de colectare și în școli, în farmacii, în benzinării. Ar trebui să existe absolut oriunde se vând astfel de produse, trebuie să existe și o cutiuță specială pentru preluarea lor. Când vorbim de electrocasnicele mari, de mașină de spălat, de frigider, de cuptor, este bine să știm că avem dreptul de a-i solicita comerciantului care ne livrează la domiciliul produsul nou ridicarea celui vechi fără costuri suplimentare. Deci la un frigider vechi putem preda, la un frigider nou putem preda frigiderul vechi. Trebuie să fie de tip echivalent. Și dacă e nevoie să-l înlocuim sau să-l predăm spre reciclare fără a-l înlocui neapărat, există organizații cum suntem și noi și există numere de call center, adrese de e-mail la care poate fi solicitată preluarea acestor deșeuri de la domiciliu. E important să le insuflăm și copiilor această tendință de a proteja mediul înconjurător sau de fapt de la copii avem de învățat în acest context? E cel mai important să le insuflăm lor. Noi credem foarte tare în povestea asta, credem că educația ecologică ar trebui să facă parte din educația pentru viață. Avem speranța că acei copii care merg astăzi la școală și învață prin diferite campanii de genul ăsta pe care le desfășoară alte organizații în instituțiile de învățământ vor deveni acea generație mult mai responsabilă, vor deveni acei oameni care nu vor mai arunca mucurile de țigară, nu vor mai deschide ușa de la mașină să arunce sticla de apă după ce au consumat, nu vor mai trata strada, parcurile, plaja, pădurile ca pe coșul de gunoi. Deci, da, e foarte important și cred că chiar și așa mici cum sunt, în momentul în care ei devin convinși de cum ar trebui să arate un comportament respectuos cu planeta, devin și acei educatori ai adulților, că vorbim de părinți sau de bunici sau de alții mei, sunt cei care îi vor trage de mânecă. Fie pentru că sunt coptați într-un proiect la școală în care au de făcut ceva, automat într-un fel sau altul mesajul ajunge și la părinte și s-ar putea de rușinea copilului să-și corecteze comportamentul. Plus că e adevărat că nu întotdeauna e vorba de reavoință, s-ar putea să fie vorba și de o lipsă de conștientizare sau de o lipsă de informație. Nu-ți dai seama că nu e ok să faci asta. Dacă ți se spune odată, s-ar putea ca cu proxima ocazie să fii mai atent. Ce crezi că ne determină în esență să avem acest gen de comportament, să aruncăm lucruri pe jos, pe stradă? Pentru că dacă suntem la noi acasă, nu cred că aruncăm ambalajul de la înghețată în sufragerie, în mijlocul sufrageriei. Cred că mă întorc la ceea ce spuneam la început, senzația că altcineva ar trebui să facă curat după noi.
Nu cred că oamenii care aruncă gunoaiele pe jos sunt încântați atunci când fac excursii la munte sau când se duc la plajă, le face o deosebită plăcere să se așeze între mormane de gunoi. Deci, în momentul în care ei fac chestia asta, dar pe de altă parte au pretenția să fie curată, înseamnă că se așteaptă că altcineva să o facă. E la altcineva, nu e vorba de ceea ce facem noi. Deci are, cred că, o legătură foarte mare cu educația. În sensul cel mai concret al ceea ce înseamnă educație, simț civic, bun simț, respect față de, poate față de planetă e ceva prea ambigu, față de semenii noștri, față de noi înșine, față de copii, față de cei care vin după noi și față de locul în care noi trăim. Crezi că până se realizează această educație și se schimbă generația, ar fi necesar să avem și o componentă punitivă, poate? Absolut. Reacționăm bine dacă ne vede cineva? Eu sunt cu totul de acord că educația trebuie să meargă în doi pași, cu informare și recompensă sau sancțiune după caz. Cred că, sigur, trebuie să-i oferi omului informația, trebuie să-i oferi și soluția, să aibă un coș de gunoi la îndemână, astfel încât să o facă, dar în momentul în care are toate aceste instrumente și nu o face, atunci trebuie să suporte penalitatea. Cel mai usturător în momentul de față, nu știu dacă este mustrarea sau dojenirea, dar sigur, din rațiuni financiare, toată lumea s-ar putea să fie mai atentă data viitoare. Pentru că dacă se vor aplica amenzi usturătoare, așa cum se întâmplă în alte state europene care au și cu totul alte performanțe când vine vorba de colectare selectivă și de reciclare, unde amenzile sunt usturătoare dacă cumva nu că ai aruncat gunoiul pe stradă, n-ai aruncat sticla în pubela verde și hârtia în pubela albastră și le-ai amestecat, da, nu e prea plăcut și a doua oară nu se va mai întâmpla. Plus că occidentalii au și nu au această reținere de a-i corecta, adică sunt vecinii cei care își reclamă vecinii de cartier dacă cumva nu procedează cum trebuie. Mi-a povestit înainte de a intra în direct și despre un eveniment care are loc săptămâna viitoare, așa că te rog pe această cale să informezi și pe cei de acasă, tocmai pentru a vedea că există evenimente care produc conștientizare. Da, tot ca parte a acțiunilor de educație pe care le facem și încercarea noastră de a trage un semnal de alarmă și de a comunica diferit mesajele educaționale într-un mod neplictisitor, zicem noi, lansăm săptămâna viitoare o colecție de bijuterii realizate din argint cu taste reciclate, tocmai ca să ilustrăm cât de frumoasă este reciclarea de fapt și ce produse deosebite pot rezulta atunci când obiectele pe care nu le mai folosim ajung acolo unde le este locul, în fabricile de reciclare. Se vorbește foarte mult despre reciclare și mediul înconjurător în ultima perioadă și poate că riscăm să devină clișeic, așa că pe final te-aș ruga să le transmiți celor de acasă un mesaj despre ce consideri tu că ar trebui să schimbe în esență, în sufletul lor, când se raportează la mediu. Cred că ar trebui să înțeleagă, mie îmi place foarte tot, deși poate fi și ăsta un clișeu, dar m-a impresionat foarte mult, nu există să arunci ceva și el să se ducă nowhere. Adică nu există o gaură neagră în care lucrurile dispar și nu se mai întorc. Orice ce aruncăm, se întoarce, rămâne aici pe pământ și se întoarce împotriva noastră, pentru că în definitiv ajungem să ne otrăvim singuri, pentru că ajungem să mâncăm, să consumăm produse, să bem apă contaminată cu deșeurile pe care noi le-am aruncat la întâmplare. Deci nu vreau să mai vorbesc de lucruri mari despre să salvăm planeta sau despre ce vom lăsa, ci ce ne facem nouă înșine acum. Îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și pentru acest mesaj și sper să ne revedem să mai povestim și cu altă ocazie. Cu mare drag! Mai departe o să ne întâlnim cu colega mea Iulia Bălușă, care o să ne povestească puțin despre informațiile pe care urmează să le primiți în cadrul principalului jurnal de știri al zilei. Bună dimineața, Iulia! Bună, Georgia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim, bineînțeles, despre prima zi de școală, despre emoții, griji noi și probleme vechi. Este al doilea an școlar când școala începe sub semnul pandemiei, iar situația epidemiologică este mult mai îngrijorătoare față de anul trecut. Ce spun specialiștii despre acest nou an școlar, aflați în câteva momente. Vorbim și despre actuala situație epidemiologică. Paturile pentru bolnavii de COVID-19 la terapie intensivă sunt aproape pline în toată țara. Acum sunt aproximativ 200 de locuri disponibile, însă tot mai mulți pacienți ajung în stare gravă la spital și premierul Câțu cere de urgență suplimentarea numărului de paturi. Iar la final ne mai relaxăm puțin și vorbim despre anunțul bombă al Simonei Halep. Marea campioană a decis să-și schimbe numele și să ia numele soțului, dar mai multe aflați în câteva momente. Foarte interesant această înșiruire, îți mulțumim tare mult, Iulia.
Să știți că matinalul a ajuns la final și am omis să-i spun Iuliei, pentru că n-am văzut-o cât era de frumoasă. Ești foarte, foarte frumoasă, Iulia, și ai o culoare așa tomnatică. Pe această cale aș vrea să mulțumesc și eu Bluzat Moda Urbană pentru ținuta de astăzi. M-a ajutat așa să par serioasă într-o zi în care, iată, toți elevii se reîntorc în bănci. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și pe această cale vă invit să reveniți la matinal mâine dimineață de la ora 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Și pentru acest început de săptămână vă doresc să aveți parte de o săptămână rodnică, plină de realizări, de tot ce aveți voi nevoie, de ce nu și de liniște și de relaxare și de încă 4 zile de matinal. Vă mulțumesc tare mult că ne sunteți alături și vă doresc o zi minunată!